vreau să fim amândoi. Chit că-i luni, chit că-i joi, și să-ți spun te iubesc. Să fim amândoi, fie soare sau ploi, ochii tăi vorbesc, te iubesc. Când oamenii mint și viața e ciudată, iubind poți trăi fără a minți. Destinul a scris pe fruntea ta, iubire. Cu tine sunt eu, la bine, la rău, mereu. Vreau să fim amândoi, chit că-i luni, chit că-i joi, și să-ți spun te iubesc. Să fim amândoi, fie soare sau ploi, ochii tăi vorbesc, te iubesc. Avem, iubim, vrem, nu vrem, odată. Bătrân când vom fi, ne vom iubi la fel. Zilele vin, zilele trec, ce dacă? Suntem uniți și fericiți. Fericitul Părintele nostru, Daniel, Patriarhul României, pe cinstită preoțime și anul Hristos, diaconime, predoc clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru robii Dumnezeu, Constantin și Elena, ca niște nevrednici ei robii săi, mulțumesc pentru cei 25 de ani de căsnicie. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se nu întoarcă mulțumirea robilor săi, Constantin și Elena, pe care o aduc ei acum cu inimă smerită, pentru facere de bine ce l-au primit de la Dumnezeu în timpul celor 25 de ani de căsătorie, și ca o ardere de tot neplăcută să fie, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i zdrobească Sfânta sa Biserică și pe robii săi Constantin și Elena și pe nașilor Ionus și Doinița și pe noi de tot necazul mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne văzăște pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! La Sfânta, curată, vre binecuvântată, mărită, sfrunoasă, Dumnezeu născătoare, și curăța pe cioară Maria, cu toți sfinții, s-o pomenim. Sfânta născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și ne pe alții și toată viața noastră, Păi Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău cânta voi Domnului binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Bucurați-vă, inima mea, de mântuirea ta! Sărăciune! Din cartea cea către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citim. Să luăm aminte! Fraților, tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu.
iar cele ce sunt de la Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea cine se împotrivește stătunirii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar împotrivitorii vor lua o scândă asupra lor. Dregătorii nu sunt spaimă pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voiești de să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. Căci dregătorul este slujitor al lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabia, deci vreme ce este slujitorul lui Dumnezeu și izbânditor al mâniei lui asupra celui ce săvârșește răul. De aceea este nevoie să vă supuneți nu numai de frica pedepsei, dar și pentru cugetul vostru. Căci pentru aceasta plătiți și dări, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în slujba lor neîncetat. Dați deci tuturor cele ce sunteți datori, celui cu dajdia, dajdie, celui cu vamă, vamă, celui cu teamă, teamă, celui cu cinstea, cinstea. Pace ție, celui ce ai cedit. Domnului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Celui ce ne drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Doamne, aminte, zis al Domnului de ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cei ce va zice muntele acestea, ridică-te și arunc pe mare, și nu se va îndoi inima lui și va crede ce va zice, atunci orice va zice el, se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Iubește-ne pe noi, Dumnezeu, pe mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici și cu frică și cu tremur, mulțumim milostivii tale, Mântuitor, este Bunul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugarele vărsate asupra robilor tăi, Constantin și Elena, în timpul celor 25 de ani de căsătorie. Și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cuminință, strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi, Constantin și Elena, și ca o milostivă totdeauna împlinește dorințele lor, cu de-a dinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! De cum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Constantin și Elena, în timpul celor 25 de ani de căsnicie, și le-a arătat lor mare ta iubire de oameni așa și de acum înainte, netrecând de covederea, te împlinește spre slava ta toate bunele lor dorinți și arată spre ei mila ta cea bogată, trecând cu vederea rugăciunile noastre. Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu este slavă înălțame, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor! Amin! Se binecuvintează robului Dumnezeu Constantin, robului Dumnezeu Elena. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează robul Dumnezeu Constantin, robul Dumnezeu Elena. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează robul Dumnezeu Constantin, robul Dumnezeu Elena. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecinilor.
sprintează rabai Dumnezeu, Elena, acrobii Dumnezeu, Constantin. Vredoarele și al Fiului și al Sfântului Domnului. Amin. Se binecuvintează rabai Dumnezeu, Elena, acrobii Dumnezeu, Constantin. Vredoarele și al Fiului și al Sfântului Domnului. Amin. Se binecuvintează rabai Dumnezeu, Elena, acrobii Dumnezeu, Constantin. Vredoarele și al Fiului și al Sfântului Domnului. Acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amenește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea, a cărui milă e nemăsurată și vede oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște rob nedrednici, cu vință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, Constantin și Elena, în timpul celor 25 de ani de căsătorie. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă a ta milostivire. Ca precum ai binevoit, a primi acum rugăciune robilor tăi, Constantin și Elena. Prostivirea i-a împrâncit a lesemplinit cel de așa și de acum înainte, împrâniceste i-a spori într-o dreaptă credință, în dragoste cea către tine și cea către aproapele, și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi și cu nașilor Ionuț și Doinița. Mântuiește de toată rea întâmplare, dărându-le pace și liniște, și împrâniceste totdeauna mulțumirea ți aduce ție cele prea bune a grăi și a cânta. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să rețune. Binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, nici preacurate, mai ce sarele Sfinților, slăviți, lăudați, apostoli, preacuvioși, Mergea Dumnezeu, Vrădură, Părinților noștri și a Troi Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Robilor tăi, Doamne, Constantin și Elena, nașilor lor Ionuț și Doinița și tuturor credincioși care au fost de față sfârșirea acestei sfinte slujbe, de zile îndelungate, viață în pace într-o toate bunăsporire și păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și libertate, la mulți ani să Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Facem și Părinte, dacă am îngăduit să spun câteva cuvinte, suntem în casa tatălui meu, vreau să vă spun încă o dată bine ați venit în această casă istorică. Această casă a aparținut marelui scriitor Barbu Ștefănescu din Franța. Și mă bucur că, adică nu pot să nu vă spun, tatăl meu a avut peste 1000 de timp cu mânașii botezați. Continui și eu cu umilință această tradiție și mă bucur că am putut astăzi să fiu alături de, să fim alături de această minunată familie, de familia Ducesei. Niște oameni
absolut deosebiți. Probabil că dumneavoastră îi cunoașteți și mai bine decât mine. Înțeleg că mulți sunteți rude, sunteți colegi și de serviciu. Și vă spun, bine ați venit în această casă binecuvântată, unde s-au ținut foarte, foarte sute, mii de petreceri. Tatăl meu era un mare iubitor de oameni, un mare iubitor de petreceri și cred că spiritul lui se bucură în aceste momente, pentru că dumneavoastră sunteți aici, iar eu pot să îi continui lucrarea lui. Probabil aceasta a fost menirea lui pe acest pământ, să bucure sufletele oamenilor, să fie înconjurat de prieteni, unii mai adevărați, alții mai puțin adevărați, dar așa este viața. Important este că suntem cu toții aici. Vă doresc petrecere frumoasă și aș dori să nu uitați niciodată aceste clipe și să fim în continuare alături de minunata familie, de tine noștri, de familia Lucesei. Încă 25 de ani de aici înainte, printre prietenii și colegii familiei Lucesei, sărbătoriții noștri în această seară, se află și câțiva prieteni apropiați ai tatălui meu, Tano Vacela Sima, nerițita doamnă Ileana Constantinescu, doamna Cântecelor Muntenești, așa cum o numea tatăl meu, maestru Grigoraș, protagonista cărții O viață de cântec, doamna Luminița Tucă, împreună cu soțul dumneaei. Aș fi dorit astăzi să vă ofer, pentru că astăzi, 1 octombrie, nu pot să nu vă spun că a intrat sub tipar cartea tatălui meu, o carte pe care și-a dorit-o foarte mult, n-am mai apucat să o vadă scrisă, să o vadă ieșind de sub tipar, dar mi-aș fi dorit ca în această seară să vă pot oferi fiecăruia dintre dumneavoastră această carte despre viața tatălui meu. Este o carte document scrisă de doamna Luminița Tucă. Din păcate, a fost anunțat târziu de la tipografie că, nu știu ce, mi s-a stricat un cilindru sau nu știu ce s-a stricat acolo, că n-am mai reușit să scoatem primele 100 de cărți, dar vă promit că prin intermediul familia Ducesei, celor pe care nu-i cunosc de aici, sau am cunoscut acum prima dată, vor ajunge la dumneavoastră măcar o carte, așa, în amintirea tatălui meu, ca să aveți o amintire din casa Dolănescu. Vă mulțumesc că sunteți aici, să ne trăiască finii, la mulți ani și petreceți bine. Vă doresc poftă bună, că mie mi-e o foame de mai mult. Vă mulțumim, părinte, că știți să nu faci. Mi-e foame! Nu le lăsăm aici? Să mai iau aici? Da, să mai iau, da. Hai să vedem un script pe Oriente și spun ce să le fac. Nepregătit. Mi-e mai ușor să cânt liber decât să vorbesc. Nu sunt cum foarte bun de doar, dar... Noi oricum vă plărim și vă admirăm. Nu, au fost din suflet cuvintele și chiar vă rog din inimă să vă simțiți bine. M-a spus, tata era chiar un mare iubitor de petreceri și de lume și se simțea bine când era așa înconjurat de prieteni și de... Dumneavoastră nu mă știa ca el nu se va mai naște niciodată, dar încerc și eu să țin prietenii aproape și familia. Care au mai rămas? Zâmbit. N-ai postică? Zâmbește. Atenție, să filmează. S-a filmat?
să filmăm. Să nu stai aici. Nu, no, că merge, merge bandă. Am schimbat-o. Pauză. N-a ieșit de sub trifar, sperăm să iasă mâine. Dar vreau să vă mai desconspir încă un secret. Astăzi, de fapt nu știu dacă am trecut de 12 noapte, n-am trecut încă finul, nu? Mai sunt două ore. Atunci nu-ți cântăm încă mulți ani trăiască, dar mâine, 2 octombrie, este și ziua finului meu, ziua de naștere a domnului coronador Jesce. Să trăiască, să fie sănătos, să-i gândească nepoțica și fata și vinerele și nașii și prieteni. Hai, la Costel, că pierzi programul artistic. Păi și mi-aduc aminte bine când eram fecior. Iubeam fetele trei zile, le lăsam cu dor. Hei, o luam pe drum la vale, lumea mă vedea. Păi mândruța mi-eșa-n cale și mă săruta. O luam pe drum la vale, lumea mă vedea. Păi mândruța mi-eșa-n cale și mă săruta. Hai, rășica! Mă oprești și mă întreabă ce faci, moșulică. Hei, dar așa cum mă găsesc, nu mă dau pe mie. Păi că fetele tine rele și acum plac mie. Dar așa cum mă găsesc, nu mă dau pe mie. Păi că fetele tine rele și acum plac mie. Că e nuntă, nu spectacol. Mi-a mâncat tinerețea, mă.
Păi și mă pleacă la pământ, dar eu mă ridic și cânt. Cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă lumea, of, mi-e drag pământul, și-o-i mudic în meu firându-l. Ce folos că ți-am cântat și tu nu m-ai mai uitat, când mi-a fost greu m-ai lăsat, mă. M-ai lăsat ca să mă zbat ca peștele pe uscat, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Păi m-ai lăsat ca să mă zbat ca peștele pe uscat, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă lumea, of, mi-e drag pământul, și-o-i muzic în meu firându-l. Eu nu cânt că știu cânta, cânt că-mi-e drag lumea, din copilăria mea, mă. Eu nu cânt că nu am bani, eu cânt pentru ai mei țărani, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Eu nu cânt că am vrut dor, eu cânt pentru al meu popor, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă lumea, of, mi-e drag pământul, și-o-i muric în meu firându-l. Cântecele trăiți în sus la stele, n-ajung dușmanii la ele. Ducesei pentru toți prietenii și pentru prietenul meu drag, pentru domnul Dumnezeu. Fulgerătură șofofofo, când e negură și ceață, atunci caițe în față, atunci caițe în față. Firar de mânz, mă.
o hergelie. Șo-fo-fo-fo, ți-adun mama cailor lui și tatăl cârlanilor, păi și pe părăzitorilor mă. Șo-fo-fo-fo, ți-adun mama cailor lui și tatăl cârlanilor, păi și pe părăzitorul urmă. Bravo! Acum vă rog să permiteți, pentru că am evocat memoria tatălui meu și câteva cântece pe care... Am acas la mine în sat, pământ de tata lăsat, măi tatăl meu. Mi l-a dat să-l lucru eu, ori să-l vândă-mi o fi greu, măi tatăl meu. Dar de-o fi mult, de-o fi puțin, nu-l vând pentru mine țin, nu-l vând pentru tatăl meu. Merg acasă, primul lucru, în genunchi să rup pământul, în genunchi să rup pământul, tatăl meu. Azi când pentru tatăl meu o pâinea lui Dumnezeu, o pâinea lui Dumnezeu, măi tatăl meu. Și 10 vieți dacă aș trăi, tot n-am să-i pot mulțumi, tot n-am să-i pot mulțumi lui tatăl meu. Și plină-i lumea de dușmani, ca drumul de bolovan, dar las că-i bine. Thank you.
Acum, cum să te vedeți, să-i dau microfonul celui mai mic din frații Dorănescu, unchiului meu, Constantin Dorănescu, pentru că trebuie să știți, noi toată familia cântăm. Mulțumesc că v-ați rupat, dar nu mă așteptam să mă prezint. Am vrut să-i spun două vorbe lui Ana Elena, pentru că n-a trăit la intensitatea vieții niciodată, nici acum nu înțelege care e problema. Dar ai fost fericită pentru că, uite, asta e muzica, trebuie să te enervezi, să te enervezi pe muzică, să faci ceva. Ai fost o calmă, o liniștită, o nu știu ce. Păi unde e fericire? Unde o găsești? Păi fericirea e lucru mare, conform cântecului. Vai, ce frumos! Mi-e ușor. Asta am spus, de-aia n-aveam fericire, pentru că trebuie să trăim la aceeași intensitate. Și ce cântăm, și ce dormim, și ce... În fus. Și ce mai în fus. Dă-i un remi, doamne! Dar nu mai faci, ce mă dă? Nu ăla. Așa, un pic că... N-am mai cântat de mult cu orchestra. Mă lăsăm și mi-e foarte greu. Dar hai să încerc să fac totuși. Dar eu vorbesc cu matanea în genul, să dai microfonul puțin, ca să vorbesc cu tante Elena. Renunță la drepturile de autor sau nu renunță? Nu mi-a spus, da sau nu? Drepturile de autor și un loc de veci. Adică eu ți-a spune un minor sau major, dar dacă nu ai ce 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 dar. Thank you.
Așa repede-i trecut noi, parcă ai fost un vis mereu. Anii mi-au trecut de-a rândul, iar în păr mi-a dispărut. Așa repede-i trecut noi, parcă a fost un vis mereu. Anii mi-au trecut de rândul, iar în păr mi-a nesmăit. Bine, ui? Bine, ui. Mă șorezi, vorbind acum. Ui, mi-a cus ele, ui. Uite cum poza să fie. Ai fost un fulger pe cer sau un ori de ploaie. Gata, nici nu? Nu poți să fii serios, da? E un moment important, nu? Facem o comunie aici, nu e serios. Mulți ani și fina Elena să trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Nepoții ca să le trăiască și lor să trăiască la mulți ani. Și nașii să trăiască, prietenii să le trăiască la mulți ani. La mulți ani! Vă rugăm frumos și anii să trăiască! Uitați acasă că avem pastramă, avem cărbăciori proaspăți și, mă rog, șapte delicatese, lupile din mult, dar surpriză vă las să le degustați dumneavoastră. Dar retragerea e interzisă. Îi mulțumesc unchiul meu, Constantin. Și îl mai rezerv încă un program puțin mai târziu, dar trebuie să vină și nașul Maria Agostin, prietenul bun de-al meu. Și hai luăm o scurtă pauză un pic până una alta. Mulțumim, ochiul. Ați văzut că toată familia cântă la noi, așa că vă rugăm frumos, nu vă puneți cu noi. Că... Gracias.